Incendiu în plină zi în municipiul Pașcani. Pompierii de la substația din oraș au fost solicitați luni în jurul orei 12:20 să intervină pe strada Aleea Parcului, după ce oamenii ai străzii ar fi făcut focul într-un tunel betonat. Potrivit unui comunicat trimis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, în flăcări a ars o cantitate mare de materiale textile ce aparțineau oamenilor fără adăpost și erau depozitate în interiorul unei tubulaturi de protecție a unei conducte de transport gaze naturale. În data de 22.02.2021, la ora 12.21, un echipaj din cadrul secției de pompieri Pașcani a intervenit în municipiul Pașcani, strada Parcului, pentru stingerea unui incendiu de deșeuri textile. În urma incendiului au ars aproximativ 200 kg de materiale textile din interiorul unei tubulaturi de protecție, un tunel betonat 2x2 metri. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații deschise. Salvatorii au precizat că nu a existat pericol de explozie, dată fiind zona în care era incendiul.